Bună draga mea, sunt Luna Ala. Avem o săptămână cu o dublă semnificație, religioasă și astrologică. Ignatul, sărbătorit pe 20 decembrie, este ziua în care, conform tradiției, este sacrificat porcul din bătătura. Nu unui zeu, ci pentru îndestularea familiei. Semnificația centrală a rituarului era moartea și renașterea, distrugerea și restaurarea. Odată cu apariția creștinismului, ritualul a fost transmis foarte ușor Sfântului Ignatie, împletindu-se mai multe legende pe seama lui. Dar între Sfântul Ierarh Ignatie, care a murit martir pentru Hristos, și Legendarul Ignatie, care își omoară tatul din greșeală și apoi se căiește devenind sfânt, este o mare diferență. Cu toate acestea, românii taie porcul de Sfântul Ignatie, dar acum totul are alte conotații și semnificații. Tot pe 20 decembrie, Venus își va face o simțită prezența în semnul vărsătorului. Începe o perioadă bună pentru inovare și experimentare în domenii și tehnologii noi. Este posibil ca partenerul tău să nu fie pregătit pentru noul tău comportament extravagant. Tendința spre neconvenționalitate, independență și libertate nelimitată în relațiile tale va fi profundă. Vărsătorul ar putea fi la fel de fidel ca și Capricornul, dar trebuie să fie pe termenii lui. Relațiile experimentale sunt pentru vărsător mai interesante. Din dimineața de 22 decembrie, soarele va străluci peste pășunile Capricornului. Poți experimenta sentimente de responsabilitate, ambiție și respect pentru lege și ordine. Capricornul vrea rezultate tangibile, știe ce este posibil și ce nu și îi este cel mai confortabil lucrând într-un cadru stabilit și limite cunoscute. Sub această influență putem afla acum la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec în această săptămână, starea ta de bine va depinde de perseverența și competența disponibile. Disputele și dezacordurile sunt posibile la locul de muncă, dar vor aduce beneficii cauzei. Miercuri este indicat să aloci suficient timp dezvoltării planurilor pentru viitorul apropiat. Joi, punctualitatea în îndeplinirea îndatoririlor profesionale nu va permite persoanelor invidioase să te ia prin surprinderea. În weekend vei avea dispoziția potrivită pentru o conversație dificilă cu cei dragi. A doua jumătate a săptămânii poate aduce o complicație în problemele inimii. Nu sunt excluse situațiile conflictuale și stresante, sentimentele, cearta și răcirea ulterioară. Nu sunt excluse situațiile conflictuale și stresante, sentimentele, cearta, cu curăcirea ulterioară. Potrivit corpurilor cerește, poți aștepta la numeroase nemulțumiri mici, de la dezamăgirii datorate neglijenței persoanei iubite față de tine, care se termină cu neconcordanțe în pat, la dezamăgirea ta în procesul intimității. Încearcă să plângi corect pe umărul persoanei dragi. Acest lucru vă va ajuta să vă apropiați. Luni pot exista schimbări pozitive la serviciu, schimbări care vor stabiliza situația financiară. Miercuri nu ar trebui să manifeste o risipă excesivă, ci să obții doar ceea ce ai nevoie. Gadgeturi scumpe și modele noi de dispozitive sunt acum în mod clar dincolo de mijloacele tale. Vineri, întâlnirile de afaceri și negocierile vor avea succes. Poate că nu totul merge bine cu tine, situația te întristează, nu te simți foarte bine doar pentru că o încărcătură de probleme nerezolvate pune presiunea asupra ta. Stelele îți recomandă să-ți amintești că ai un simț al umorului. Știi să relaționezi cu un zâmbet în anumite puncte negative? Nu lăsa lucrurile mărunte să-ți steice dispoziția. Cu toate acestea, chiar dacă apare ceva semnificativ, nu ceda. Nu încerca să faci totul singură. Acum merită să acționezi împreună cu o echipă și vei avea nevoie de toată convingerea ta, de toate abilitățile tale oratorice, precum și de ajutorul unei pietre precum Agata, pentru a determina pe cineva să lucreze cu tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Analizează cu atenție evenimentele ținând cont de experiența de viață și de logică. Nu asculta părerile altora. Încearcă să te abții să-ți critici deschis colegiul, iar atunci creșterea carierei și trecerea la o nouă poziție nu sunt excluse. Ceva nou este pe cale să-ți se prezinte și îți promite un succes real și o îmbunătățire a situației tale financiare. În weekend, planurile tale pot diferi de planurile membrelor familiei, încearcă să fii de acord. Nu încerca să schimbi planurile lor cu o decizie bruscă. Ceea ce este necesar acum nu este presiunea, ci blândețea și înțelegerea. Fii prietenoasă și încearcă să nu te enervezi. Vorbește din inima la inimă cu persoana iubită. Poți dormi liniștită, conștiința ta este limpede. La urma urmei, săptămâna trecută, cel mai probabil ai completat și ai depășit norma în ceea ce privește numărul de orgasme. Acum mușchii tăi obosiți se lenevesc dulce, deci există un motiv pentru a anunța o pauză tehnică și a citi în sfârșit cartea începută acum 100 de ani. Luni pot exista probleme financiare minore care se vor rezolva până la jumătatea săptămânii. Marți, într-o conversație importantă, poți afla informații utile afacerii tale. Încasările numerar sunt probabile vineri. Săptămâna aceasta trebuie să dormi suficient dacă vrei să rămâi sănătoasă. Puneți orice planuri într-o odihnă bună. Poți negocia cu oamenii, dar nu vei putea negocia cu corpul tău. Trebuie să te odihnești cel târziu pe la 10 seara, setează-ți un ceas cu alarmă, un memento pentru a nu pierde momentul de culcare. Dacă ai ocazia să tragi un pui de somn la ora prânzului, asigură-te că nu-l ratezi. Se pare că intenționezi să încep în sfârșit să-ți implementezi planurile cu adevărat napoleoniene. Pentru ca eforturile tale să nu fie irosite, poartă o bijuterie cu ametist toată de săptămâna. Această piatră este perfectă ca talisman. În plus, te va ajuta să depășești oboseala și te va salva de tulburările inutile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, vei fi plină de planuri și forțe pentru implementarea lor. Energia și creativitatea ta îți vor permite să reușești și să câștigi respectul colegilor tăi. Noi idei interesante te pot lumina. În viața personală te așteaptă bucurie și evenimente plăcute. Duminică încearcă să menții liniștea sufletească. Săptămâna poate fi ca un bazin cu apă în relația ta. Tu și alesul tău veți lua o decizie importantă. A doua jumătate a săptămânii va fi plină de întâlniri romantice și evenimente fatidice. Adaosul în familie nu este exclus. Zilele sunt destul de puternice în ceea ce privește energia sexuală, lucru foarte neobișnuit pentru tine. Așadar, dacă îți lipsește cu adevărat sexul pasional, planifică-ți un adevărat maraton și nu uita să te aprovizionezi cu sandvișuri în avans, astfel încât să fie ceva de mâncare prin apropierea. Este o perioadă bună să reușești. Ideile tale personalizate funcționează și generează venituri. Vei avea clienți noi, vei fi foarte solicitată. Veniturile tale vor crește, deci nu trebuie să economisești. În cadrul acestei perioade de șapte zile, trebuie să te monitorizezi mai atent decât de obicei, să asculți cu atenție semnalele pe care ți le oferă corpul. Vitamine, dietă, sport, produse cosmetice de înaltă calitate, haine și încălțăminte confortabile. Acestea sunt instrumente simple care te ajută ajută să te simți bine. Dacă decizi să consulți un medic, nu pierde timpul, fă-o imediat pentru că se apropie Crăciunul. Crede în intuiția ta. Așa cum ți se întâmplă de multe ori, săptămâna aceasta poți fi vizitată de o serie de idei noi. Trebuie să comunici cu prietenii, vei face planuri îndrăznețe pentru anul care vine, vei avea o întâlnire romantică care îți va schimba radical viața în bine. Poartă un safir, Energia lui îți va da vigoare și claritate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac Luni merită să fii activă, dar să nu-ți dezvălui toate planurile până la sfârșit și să nu asculti sfaturile altora, deoarece propria opinie poate fi mai utilă decât oricare alta. Joi merită să fii atentă la cei dragi, ei așteaptă căldură de la tine. Vineri se poate dovedi o zi de realizare a ideilor. Amintește-ți de asemenea de vechile promisiuni și încearcă să le păstrezi. Oricare ar fi planurile pe care le vei face duminică, rudele tale ți le vor schimba, de exemplu, vor veni în vizită. Acordează-te la valul iubirii, este timpul să te dezgheți puțin și să crezi în cele mai bune. Marți este o zi bună pentru întâlniri. La sfârșitul săptămânii îți vei da seama că ești iubită și apreciată. Puțină căpșună și frișcă. Nu te mai gândi la obișnuitul prânz cu colegii, dar la un desert la modă, mai ales dacă iubitul tău are o dependență specială de dulciuri. Dacă dulciurile ei sunt străine, atunci aranjează de exemplu, o zi de mare. Și lasă-l să mănânce pește și creveți din mâinile tale. O săptămână bună pentru a-ți arăta talentele și a-ți crește nivelul de pretenții. Chiar meriți mai mult și face o treabă excelentă, chiar și cu sarcini profesionale complexe. Așa că așteaptă premiul. Săptămâna aceasta ficatul tău va fi organul vulnerabil. Stelele îți recomandă să fii extrem de atentă în toate situațiile care ar putea să-i facă rău. Este indicat să renunți la consumul de băuturi alcoolice, alimente grase. Dacă iei orice medicamente puternice, discută regimul de tratament cu medicul tău. Poate el îți va recomanda medicamente suplimentare pentru a sprijini ficatul. Dedică cel puțin o jumătate de oră pe zi activității fizice active. Stelele în această săptămână te încurajează puternic să-ți îndrepți atenția asupra produselor din Limbar. În zilele tulburi de iarnă, odată cu crepusculul lor timpuriu, te va face mai strălucitoare și mai atractivă. Îți vor aminti de soare și căldura. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! În această săptămână este posibil să ai nevoie de experiențe noi, să dorești să scapi de plictiseală și monotonie. Nu ar trebui să-ți înfrânezi pofta de frumusețe. Față unele dintre arte ar trebui să fie liberă. La mijlocul săptămânii sunt posibile unele fricțiuni intrafamiliale, dar vei putea să le rezolvi calm și corect. Vineri, o boare plăcută poate intra în viața ta. Dar fii atentă, cufundându-te într-un lucru, riști să uzi de altele mai importante și urgente. În această săptămână, cea mai confortabilă condiție pentru tine va fi singurătatea. Gândește-te la viitor, fă planuri. Încearcă să nu reacționezi prea emoțional. În afacerile familiei totul va fi calm și în siguranță. Ție îți plac pisiciile masculine, calme, chiar ușor impunătoare, încrezătoare în sine, cu un aspect viclean și inteligent al ochilor îngustați. Astfel de bărbați știu ce își doresc și nu sunt obosiți să nege nimic pentru ei înșiși. Deci, acum te vor. Încearcă să te întâlnești cu ei într-o plimbare de seară, hmm? pe acoperișuri. Luni este una dintre cele mai bune zile pentru cumpărături. În a doua jumătate a săptămânii te poți aștepta la noi venituri financiare. Fii vigilentă vineri, nu fi victima escrocheriilor prin telefon. Sistemul tău digestiv este acum vulnerabil. Stelele îți recomandă să încetezi să mănânci alimente și băuturi care îți pot irita stomacul și intestinele. În primul rând este vorba de diverse marinate picante, sosuri, precum și băuturi recoritoare garbogazoase. Dacă dorești ceva mai gustos decât apa obișnuită, adaugă puțin sirop de soc. Săptămâna aceasta este mai bine să ocolești magazinele de bijuterii este puțin probabil să poți ajunge la o înțelegere cu mineralele achiziționate acum, așa că achiziția se va așeza definitiv în partea inferioară a cutiei cu bijuterii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, în multe domenii ale vieții din această săptămână vei fi câștigătoare. Poți reuși să faci multe și chiar să obții rezultate vizibile ale activităților, simțind beneficiile și satisfacția morală în afaceri. Începi să câștigi poziții clare de conducere. La mijlocul săptămânii este posibilă o vizită neașteptată a rudelor, prietenelor sau partenerilor de afaceri și treburile asociate pot fi amânate. Vineri, activitatea și creativitatea ta vor crește. Sunt posibile unele complicații în relațiile cu rudele. Săptămâna aceasta este favorabilă pentru rezolvarea vechilor probleme personale și pentru cunoștințe romantice vii. Nu-ți fie teamă să te arunci cu capul într-o nouă romanță furtunoasă. Totuși, izbucnirile nejustificate de furie și agresivitate nu sunt excluse atunci când ești gata să-i muști pe toți la rând. Dacă îți poți folosi energia umitoare în scopul propus, poți conta pe sex pur uimitor. Cu toate acestea, tot nu vei scăpa fără zgârieturi și urme de dinți. Resursele financiare pot fi limitate, acest lucru nu îți va permite să-ți îndeplinești toate planurile. Dar nu te supăra, pur și simplu intră în modul de economisire, nu de risipire. În a doua jumătate a săptămânii, mai bine te limitezi doar la cele necesare. Acordă atenție părului tău, cel mai probabil necesită îngrijirea. Acum va fi sensibil la orice efecte pozitive, prin urmare, balsamurile, măștile și alte îngrijiri vor da un rezultat cu adevărat magic. Reversul este de asemenea adevărat. Dacă nu ți îngrijești părul, de anul nou va fi departe de cel mai bun aspect. Utilizează exclusiv produse de înaltă calitate, poate că ar trebui să consulți un specialist. Poartă bijuterii de citrin. Acest mineral te va ajuta să-ți convingi adversarei de utilitatea ta și să rezolvi cu succes toate problemele de afaceri care s-au acumulat. Pentru ca ciuteinul să funcționeze cu eficiență maximă, stelele îți recomandă purtarea a două pietre în același timp, într-un inel și într-un pantativ și se selectezi doar exemplare galbene strălucitoare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Săptămâna aceasta vei avea tendința de a încerca să te mulțumești imediat. Dorința de a face pe toată lumea să se simtă bine este lăudabilă, dar irealizabilă. Deci, interesele cuiva vor trebui totuși sacrificate și ar fi frumos sau chiar indicat ale tale. Marți nu ar trebui să fii de acord cu oferte atractive de la persoane mai puțin cunoscute. Miercuri poți veni cu idei noi, acestea vor fi acceptate favorabil. Joi, pentru a nu complica relațiile cu colegii, va trebui să faci concesii și să revizuiești câteva dintre principiile tale. La începutul săptămânii poate exista o oarecare neînțelegere cu partenerul, neînțelegeri ce pot apărea din orice motiv. Încearcă să nu le acorzi o mare importanță, totul va fi soluționat de la sine și suficient de rapid. Reconcilierea va fi dulce, poate în curând te vei tortura cu partea teoretică a sexualității. Cu toate acestea, această tortură va fi plăcută, așa că nu te încorda înainte de a termina studiul. În general vei fi în mod evident flatată de onoarea de a fi recunoscută ca un as de către partenerul tău în ceea ce privește ul în pat. Săptămâna este favorabilă consolidării pozițiilor la serviciu, sub prezerva diligenței și punctualității. Ai grijă cu documentația, în caz contrar, erorile pot apărea în documente, rapoarte și contracte importante. În această săptămână, trei factori îți pot amenința sănătatea: lipsa de somn, supraalimentarea și lipsa de experiență pozitivă. Dacă dorești să menții o sănătate bună, evite-le. În loc de cină, astrele îți recomandă o plimbare înainte de culcare. Acest lucru îți va oferi avantaje în toate direcțiile. Încearcă să diversifici și meniul tău. Încearcă unul nou, mai smerit. Fii conștientă de avantajele legumelor crude. În această săptămână ai putea fi nevoită să-ți testezi forța corpului, forțându-l să suporte sarciuni grele. Cu toate acestea, încearcă să știi măsura, nu exagera, nu-ți pierde capul. Rubinul va fi acum piatra ta. Te va ajuta la păstrarea măsurii în toate și îți va consolida imunitatea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion O serie calmă de evenimente din această săptămână poate fi întreruptă de un incident luminos, chiar extraordinar. O întâlnire de dragoste va fi emoționantă și dulce. Joi, după ce vei fi înțeles toate detaliile de situației, vei putea lua în cele din urmă o decizie importantă pentru tine. Fii creativă vineri și fi prietenoasă cu colegii tăi. Poți avea un profit solid și îți vei consolida reputația în afaceri. Dezvoltarea relațiilor în cuplul tău va depinde în mare măsură de tine. Arată imaginație și ingeniozitate. Aranjează o vacanță pentru persoana iubită. Acordă-i suficientă atenție și grijă. Petreceți weekendul împreună. Săptămâna aceasta nu vei avea răbdarea să te obosești, să aștepți favoruri de la soată și vei începe să storci căldura, atenție și afecțiune de la cei dragi, fără să ai un scop precis sau o minimă limită. Este posibil ca partenerul tău să nu fie pregătit pentru un astfel de atac și să înceapă să te evite, ascuzându-se la muncă sau dispărând între prieteni și cunoscuți. Ei bine, cel puțin vei ști ce se întâmplă cu tine și este bine. Situația ta financiară este stabilă și continuă să se îmbunătățească. Miercuri te poți aștepta la vești bune, profituri mari și oferte excelente. La sfârșitul săptămânii poți face un cadou persoanei iubite înainte de Crăciun. Dedică săptămâna aceasta pentru consolidare a corpului tău. Perioada este potrivită pentru întărirea imunității, cel mai important, reține că trebuie să mergi cu pași mici și repezi. Merite să lupți cu deficiența de vitamine, mănâncă mai multe legume și fructe sau ia multivitamine din farmacia. Plimbările zilnice sunt importante, dar nu merge ce alergă ușor, nu contează dimineața sau seara. În această săptămână vei putea depăși toate obstacolele posibile, rămânând optimistă. Poarta bijuterii din aur. Acest metal prețios îți va oferi posibilitatea de a crede în forța proprie și nu ți se va permite risipa de energie, concentrându-te pe lucrurile mărunte. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, Vei avea nevoie de calități, cum ar fi rezistența și inventivitatea, dar tu nu duci lipsă. Așa că poți atrage norocul de partea ta. În toate privințele să ții cont de măsură și rezonabilitate. Acum vei fasciuna oamenii cu energie și deschiderea ta. Joi te poți aștepta la o surpriză plăcută și la o întâlnire fatidică. La sfârșitul săptămânii va trebui să muncești din greu pentru a finaliza niște sarcini. Poate că luni vei găsi brusc un partener de viață, ceea ce te va obliga să-ți reconsideri planurile pentru viitorul apropiat. Miercuri amenință să te confrunte cu problema alegerii, fie fericire personală, fie succes în carieră. Este puțin probabil să le combini în acest moment. Actitudinile tale sexuale vor fi apreciate, în special cele de modă veche. Ele sunt încă pline de dorința nobilă de a antrena partenerul în îndeplinirea anumitor trucuri, dar dacă uiți cumva să urmezi chiar tu instrucțiunile sau ghidul de acțiune, este foarte posibil ca în momentul crucial să uiți ce să faci în continuare. Situația în domeniul finanțelor te va mulțumi. Vei avea comenzi noi, vei primi profit suplimentar sau superiorități, îți vor înmâna un bonus, evaluându-ți diligența. Meniul tău ar trebui să fie echilibrat cu atenție, altfel nu poți evita problemele de sănătate atât în viitorul previzibil cât și în viitorul îndepărtat. Stelele îți recomandă să utilizezi un calculator pentru a te ajuta să numeri caloriile și raportul dintre proteine, grăsimi și carbohidrați din dieta ta. Dacă nu găsești punctul de plecare sau dacă nu găsești răspunsuri la unele întrebări, consultă medicul sau nutriționistul pentru sfaturi. Săptămâna aceasta vei avea tendința să exagerezi mult. Poartă perle! Ele te vor face mai calmă și mai rezonabilă. Vei înțelege ce este important și care sunt doar lucruri mărunte pe care nu ar trebui să te concentrezi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, succesul te așteaptă în afaceri și în viața personală. Va trebui să muncești din greu, dar va exista oportunitatea de a-ți arăta cele mai bune calități inteligență, perseverență și abilități organizaționale remarcabile. Vei putea negocia chiar și cu cei mai capricioși parteneri pentru a rezolva cele mai plictisitoare sarcini. În general, este mai bine să nu te gândești la odihnă pentru a nu fi din nou supărată. Marți nu ar trebui să te odihnești și să te concentrezi pe flacuri. Găsește un compromis și vei fi înconjurată de grijă atingătoare și dragoste tandră. Petrece weekendul împreună cu cei dragi. Ar trebui să-ți asumi rolul de baterist sau conducător al secțiunii de ritm, deoarece în conformitate cu poziția stelelor poți atinge cel mai înalt punct de binecuvântare dacă ajustezi viteza și adâncimea fricțiunilor. Apropo, nu ar trebui să reduci imediat totul la un ritm simplu în pat. Încearcă cel puțin să-l încălzești ceva mai complex și sofisticat, Joi încearcă să nu planifici nimic serios în sectorul financiar. Vineri și sâmbătă sunt zile bune pentru a obține ceva nou. Acordă o atenție deosebită legumelor și sucurilor de legume, dar nu te fixa pe un lucru, pentru a nu provoca o supraabundență de substanțe sau vitamine specifice. Cu cât salata va fi mai colorată, mai variată și mai distractivă, cu atât va fi mai bine. Încearcă să-ți prepari băuturi singură. Dacă acest lucru nu este posibil, diversifică varietatea de ceaiuri. Săptămâna aceasta vei fi predispuse la alergii. Ar trebui să fii puțin mai restrânsă în experimentele culinare pentru a evita problemele. Dacă va trebui să te scufunzi în muncă, acest lucru îți va aduce un profit și te va ajuta să uiți de necazurile vieții personale. Stelele te sfătuiesc să porți crizolit. Vindecă inclusiv rănile provocate de emoții negative. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, săptămâna va contribui la unele concluzii privitoare la viața ta. Nu regreta oportunitățile pierdute, este probabil să judeci pur și simplu superficial situația. Poți schimba trecutul doar schimbându-ți atitudinea față de acesta. Ascultă vocea interioară, Acordeți mai multă atenție ție, familiei și copiilor și te vei simți mai împăcată. Despărțirea de persoana iubită nu este exclusă. Cu toate acestea, separarea poate fi evitată. Miercuri există pericolul ca secretele tale să fie dezvăluite în public chiar dacă faci toate eforturile pentru a le păstra. Acum va fi suficient să-ți subliniezi frumusețea pecioarelor pentru a deveni instantaneu mult mai sexy și mai atractivă pentru partenerii potențiali. Așadar, mai degrabă îmbracă ciorap de mătase, jambiere, pantaloni strâmți sau fuste cu decupaje și pleacă la așa zise cumpărături prin marele centre comerciale pentru a cuceri ochii și a nebuni bărbații. Situația financiară va fi inegală, există un pericol să-ți permiți să fii atrasă într-o poveste aventuroasă. În documente poți corecta erorele nesesizate anterior. Nu intra datorii și împrumuturi. În viitorul apropiat te așteaptă sarcini destul de grave, atât fizice cât și psihologice. Folosește această săptămână care va fi o perioadă calmă și stabilă pentru a te pregăti. Stelele îți recomandă să mergi la sală, să-ți popezi mușchii cu sânge și oxigen din abundență pentru ca aceștia să devină cât mai puternici. Dacă nu ai ocazia să mergi la sală, măcar fă exerciții fizice acasă folosind propria greutate și încearcă să mergi mai mult pe jos. Bijuteriile din cristal de stincă sunt o alegere excelentă pentru tine săptămâna aceasta. Proprietățile acestui cristal de a ajuta proprietarul să se concentreze și să îmbunătățească procesele de gândire îți vor veni acum la îndemână. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste pești. Săptămâna va avea mare succes în ciuda unor uniformizări și a muncii de rutină. Dacă ți cont de interesele persoanelor dragi în planurile tale, atunci vei beneficia de toate cele bune. Acest lucru te va ajuta să-ți consolidezi relația. Încearcă să nu te legi de nicio promisiune, trebuie să fii mai atentă pentru a evita neînțelegerile. Dedicăți mai mult timp personal, organizează o excursie la sală, fă exerciții yoga. Înainte de a spune ceva, ar trebui să iei în considerare totul. La urma urmei, jignirea unei persoane dragi este foarte ușoară. Săptămâna poate fi asociată cu dezvăluirea secretelor. Dar dacă ești înțeleaptă, secretele vă vor aduce și mai aproape. Miercuri și vineri sunt zile bune pentru întâlniri. Stelele spun că în zilele următoare chemarea ancestrală va vorbi în tine. Apropo, este posibil să fie de origine africană. Așa că fă minunatul cocktail tropical numit Climax cu cremă de cacao și cremă de banane și joacă-te cu partenerul tău precum aborigenii pe o insulă pustia. Luni este recomandabil să te ocupi de lucrurile acumulate Marți nu ar trebui să planifici negocieri importante, nu vei fi convingătoare. Joi este o zi bună pentru întâlniri, campanii publicitare și oferte. Săptămâna poate fi bogată în situații traumatice. Dacă ai probleme în coordonarea excelentă a mișcărilor, ar trebui să fii deosebit de atentă. Chiar și doar printr-o poticnire poți obține o vânătaie severă sau chiar mai rău. Pantofii confortabili au o importanță deosebită pentru tine. Evită tocurile înalte. Stelele îți recomandă să renunți temporar la conducerea mașinii. Ai vrea să te odihnești, dar încă nu poți scăpa de serviciu? Talismanul cu Heleodor, mineralul galben din grupul Berilului, îți va oferi această oportunitate. Heliodor este o piatră a distracției, ajută proprietarul pentru o vreme să se scufunde într-o viață lipsită de griji și să uite de toate problemele asociate cu munca și agitația inutilă. Acum ai nevoie! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!